11 pugiliste componente ale lotului național de junioare își vor încărca bateriile la Slatina în perioada 1 aprilie 23 mai. Sub îndrumarea antrenorilor Constantin Gălbenușe și Luminița Turcin, sportivele se pregătesc pentru cea mai grea competiție din acest an, Campionatul European de Box, ce va avea loc la Galați. Europenele se vor desfășura în perioada 23 mai-2 iunie. La categoria de vârstă junioare sunt 13 categorii de greutate. Noi avem 11 fete aici în pregătire, două sunt la București, pentru că și acolo antrenorul principal al lotului, Lăcătuș Adrian, pregătește atât seniorele și două fete sunt de la clubul lui. Din lotul român face parte și sportiva legitimată la Clubul Sportiv Municipal Slatina, Ramona Drăgan. Pugilista practică acest sport de aproximativ un an, dar are deja rezultate spectaculoase. Ramona a câștigat titlul de campioană națională și locul întâi la Cupa României, iar la europene vrea să fie tot pe podium. Cum faci parte din lotul național de juniore? Cum te simți? Ce ți-ai propus pentru ediția în acest an a campionatului european? Păi prima treaptă, normal. Și sper să ajung acolo. În acest sens, veniți, vă pregătiți? Da, avem multă pregătire aici și este chiar benefică. Pentru ca sportivele să fie în cea mai bună formă, în programul de pregătire au fost introduse și meciuri de verificare ce se vor desfășura în Rusia. Am 15 ani și practic box de 5 ani. Acum am venit aici în Slatina pentru pregătire la europene și acum, pe 10 aprilie, o să plecăm într-o altă pregătire în Rusia. Ce curs până în acest moment pregătirea? Foarte bine. Facem antrenament de dimineață și seara. Anul trecut, România a obținut la campionatul european de box din Rusia o medalie de argint prin slătineanca Alexandra Gheorghe și două medalii de bronz.